Dar rămânem tot pe scena politică, pentru că acolo sunt acum amenințări mafiote în lupta pentru primăriile de sector din capitală. Clanurile interlope sunt folosite de politicieni pentru a-și intimida adversarii, iar candidatul ALDE la primăria sectorului 3 spune că una dintre colegele sale a fost amenințată în stil mafiot și un membru PNL i-ar fi spus că va trimite clanurile peste ea. În direct cu noi în acest moment este domnul Bogdan Valentin Brătianu, care ne poate spune exact de ce, domnule Brătianu, toate aceste acuzații de amenințări mafiote. Adică mie mi se par destul de dure și nefondate într-o campanie electorală. Nu așa se poartă campania electorală, nu? Bună ziua! Sigur că nu așa se poartă campania electorală. Cum să vă spun? Normal, de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că scapă nervii de sub control. A fost un incident legat de posibila invalidare a depunerii dosarelor de candidatură a PNL pentru primăria sectorului 3. Reprezentantul nostru în secția de votare a fost împotriva validării, la fel ca și președintele comisiei. Cu toate acestea, celelalte partide au votat pentru și s-a întâlnit o majoritate fragilă, 5-4, dacă nu mă înșel. Și prin această majoritate s-a validat dosarul. Bun, dar unde sunt amenințările mafiote? La finalul ședinței, unul dintre reprezentanții PNL s-a dus direct la reprezentantul nostru în biroul electoral de sector și l-a amenințat cu clanurile pentru decizia pe care a luat-o de a cere invalidarea. Adică? Ce adică a amenințat-o că pune clanurile pe ea. Păi de unde are acces la clanuri? Aceasta este o întrebare foarte bună. Sau ce înseamnă clanuri până la urmă? Da, la această amenințare sunt și 3 martori. 2 alți membri ai comisiei de validare și o a treia persoană, probabil, de la poliția locală. Ați făcut o plângere la poliție în acest sens? Nu, nu. Și decizia pe care am luat-o este să acționăm, să contestăm decizia de validare, pentru că este una absolut normală. Pe același motiv, și am pierdut și în instanță, a fost invalidat în 2016 dosarul de candidatură al ALDE sector 5. Bun, pe același motiv, pentru care astăzi, pentru care comisia a validat acest dosar. Vreau să fac, înainte de a discuta discuția, o singură precizare, pentru că în acest moment eu aș fi dorit foarte mult să avem și un punct de vedere al celor de la PNL, dar din păcate nu au vrut să intre în această discuție și să ofere punctul dumnealor de vedere și mă simt obligată să fac această precizare în acest moment. Nu de alta, dar, repet, așa cum am spus la începutul intervenției dumneavoastră, campania electorală, în definiție, se poartă pe doctrine și nu pe amenințări. Sigur că da. Asta este și propunerea mea. Să facem o campanie electorală bazată pe proiecte, să avem propuneri electorale, să discutăm despre cetățean, despre interesul acestuia, nu să ne amenințăm între noi. Domnul Bogdan Chiriac este în direct cu noi în acest moment. Vă întreb, domnule Chiriac, dacă ați auzit cap-coadă relatarea domnului Brătianu. Am auzit relatarea domnului Brătianu, cea mai mare parte din ea. Și faptul că nu vrea să se ducă, de exemplu, la poliție să depună plângere, numai că ceea ce se întâmplă și amenințările acestea, eu am pus o întrebare legitimă, zic. Păi de unde legătura cu clanurile? Păi fiindcă am aflat și noi cu surprindere că nu știam, cei care nu suntem în această lume, că, într-adevăr, clanurile fac legea în București. Anii aceia de război român-român au consecințe și pe această temă. Poliția, parchetul n-au mai avut timp să se ocupe de lucrul ăsta. Faptul că nu se depune plângere la poliție ridică un semn de întrebare asupra întregii plângeri. Fiindcă, în mod normal, când ești amenințat în orice stat de drept, te duci la poliție. Poliția îți validează demersul. Că poliția nu o să găsească nimic, că parchetul procurorului e în vacanță, poate, nu știu. Dar gestul normal, firesc, este dacă ești amenințat și ești candidat, te duci la poliție. Faptul că, zice, domne, dar eu sunt netămător, eu nu mă tem de clanuri. Păi nu despre asta este vorba, de curajul tău și pieptul de aramă. Aici este vorba despre binele comunității pe care vrei să o reprezinți. Și atunci
dacă ești tu amenințat, astăzi, mâine va fi amenințat Băcanul din colț. Și, într-adevăr, e o ultimă întrebare pe care vreau să-i adresez domnului Brătianu. Dacă așa începe campania electorală, cum va continua? Eu sper că civilizat. Sper că a fost un incident absolut izolat, că pur și simplu au țâșnit niște nervi și cineva s-a trezit vorbind. Bun, sperăm și noi că va fi civilizat, așa ne dorim de foarte mulți ani încoace să vedem campaniile că se derulează civilizat. Repet mențiunea pe care am făcut-o mai devreme, mi-ar fi plăcut să avem și punctul de vedere al celeilalte părți, însă nu a dorit să intre în direct pentru a ne lămuri exact.